L-a omorât în bătaie, l-a pus într-o cadă din plastic și l-a dus cu bicicleta într-o pădure unde i-a dat foc. Este crima terifiantă săvârșită de un bărbat de 48 de ani, originar din Sângerei. Acesta și-a ucis cu sânge rece prietenul cu care a consumat alcool și apoi s-au certat. Oamenii legii au aflat despre crimă de la feciorul victimei. Bărbatul de 29 de ani a sunat la 112 și a anunțat că nu poate da de tatăl lui în vârstă de 56 de ani deja de 5 zile. Poliția s-a deplasat la locul crimei, unde a găsit corpul carbonizat al victimei, îngropat într-un lan de la marginea pădurii. Anchetatorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs crima. Suspectul riscă până la 20 de ani de închisoare sau chiar detenție pe piață.